Vania Băț la Titania. Era vorba despre Ion Creangă și nu știu cum, și nu știu cum s-a ajuns la Vania Băț. Primul meu video, practic, a fost ăsta despre... Băi, așa de tare vreau să joc. Un spectacol de la Bunk scurg lacrima, băi, e ca așa ea. Привет, Сара, здравствуй, Джим, как дела? Да все нормально, хорошо, у тебя как? Да ты, ну, тоже нормально. Вина Кишнау, я устунс под тройкой, что ты. Скот statul, статуи. în serios eram, загорытый de sub combine, știi, numai... <laughs> evident că m-am spalat, nu era... Vania băieți și Ion Jitari. Mhm. Uh -huh. Samănă. Evident. Petrica, dar și-o zis tatăl iar că nu e ca de piscară. Și-a zis că... Păi că... spune și-o zis. Și de, de prostii spate? Și că nu. Și că tata nu a zis Și un fulger că nu o trăsânei toată dată. În Nu, nu, nu. <laughs> partener general OTP Bank. Ioan Jetari Vania Băț la Titania. Bună seara! Bună seara! Bine ai venit! Bine v-am găsit și vă mulțumesc pentru invitație. Eu sunt uh, foarte important să fac parte din cei 70 uh, nu știu câți oameni au fost pe aici pe la tine. Facem <laughs> istorie cu episodul ăsta. Da, nu, vreau să, știi, să spun prea mult ca luna să uit și să zic băi, dar pe el la început a anunța ca să-și doamne ferești și, și la urmă. știu da, așa, e o... ca în publicitate. Știi, sunt produse de astea care produsul e mai ieftin decât cât bani s-au cheltuit pentru promovare. <laughs> <Apai>, americanii <laughs> au treaba asta, știi, dacă din 4 dolari, 3 investești în publicitate. În primul rând, tu ești actor la Teatrul da. Lui 10 ani. 10 ani și de muncă... La teatrul fără. Silnică și zilnică, da. Și zilnică. Tu ai atras atenția la mulți oameni prin Vania Băiață, pentru că singur ai spus la teatru vine un anumit număr de oameni. Dar Vania <laughs> ajunge ceva. la mai mulți. Am Davai. avut o discuție, eu nu-l cunosc foarte bine pe talentatul, unul dintre titanii actorii la noi din Republica Moldova, Igor Caras, și nu știu cum să la teatru, asta era încă până a se produce reforma asta la noi și până a venit schimbările astea și... Și eram eu în teatru singur și Igor Caras. El, un personaj foarte interesant și în viață și pe ecrane și în viață și în spectacol. General. da. Și el mă întreabă așa Băi, tine cum te cheamă? Deuzuchion mă cheamă. Și mai cum? Și tare. spune spune și ne sula pe tine O vreau să decepționează. Nu, sensul, nu, nu, neapărat că o vrut să mă decepționeze, dar el vrea să-mi demonstreze că eu stând aici în teatru și muncind pot să te sui pereți sau să oricum nimeni nu știe. Dar e ca prin Vania Băț a ajuns la mai mulți oameni. Uh, da. Și Vania Băț, dacă hai să vorbim despre Vania Băț, el o, eu întotdeauna l-am avut pe Vania Băț eu întotdeauna am avut în mine uh, revolta, revolta asta față de ceea ce se întâmplă în societate, Eu niciodată n-am fost uh, indiferent. Bine, iarăși, hai să nu generalizăm, pentru că asta s-a întâmplat de la o anumită perioadă când am început să înțeleg cum stau lucrurile. Pentru că e important să înțelegi cum stau lucrurile înainte de a face ceva. Vă veniți Sfânta Pandemie, mm -hmm. când la un moment dat fiecare dintre noi o să înțeleg Sfânt. că la un moment, da, băi, vreau să săp, să, să mănânc cărănidă, vreau să fac ceva și să mă... Cumva. Nu neapărat era dorința asta de a te manifesta, dar faptul că tu erai nevoit să stai în casă, să faci o plimbare până la market sau să duci gunoiul și nu știu cum, Maximum. și mai ales că eu fac parte din categoria oamenilor care chiar vreau să fiu corect, știi? A fost una din zile când eu am început să trânjesc după scenă. Eu nu credeam niciodată în viață. Nu știu dacă tu ai fost vreodată în culisele de unui teatru să vezi nu atmosfera. Fost, când se muncești mult și când nu știu ce. Și la un moment dat, când ești supra-solicitat și zici, băi, dar eu m-am săbit eu gata, nu mai... Cred că mă duc să... Nu știu. Mă duc în Germania la trăit pachete, nu știu, mă duc oriunde. Și-a trecut așa o perioadă fără teatru. Aha. Și treci o săptămână trec două, trec trei și să pe concertul. Dar ca să înțelegi, deși avem așa mare dorință de a, de a, juca, pentru că exact înainte să înceapă pandemia, la noi, la Teatrul Luceafru, s-a produs o schimbare, deci nu vreau să vorbesc de perioada până a se produce schimbarea, vorbesc exact din momentul acela, noi am reușit să-l convingem pe Slava Sambre și să vină să monteze. A la și a venit Slava Sambreș și au montat spectacolul Flor de Mină. După mine, este unul dintre cele mai bune spectacole în care mi-a fost dat mie să joc, dar spectacolul ăsta a avut o soartă foarte tristă. Imediat după, Repetit. după premieră, da. nu, s-a dat premiera, s-au jucat două spectacole și a fost lockdown. Și atunci, și eu am început să strângesc după teatru, după scenă, după muncă, mai ales că Schimbare, a schimbarea, Atunci când s-a făcut schimbarea și da, și lumea voia să să-i dă să, să ei foșneală pe scândurică și <laughs> și atunci a apărut Vanea Băț. Cred că a fost unul dintre primele apariții când eu pur și simplu i-am pus o căciulă în cap mi-am conectat camera de la TV. Dar eu totdeauna mă filmez singur, deci în afară de proiecte care l-am -am la TV8, da, colaborarea cu TV8. Și uh, aveam o strachină de borș, eram sub un copășel așa la o terasă și surgem din borș. Și primul meu video, practic, a fost ăsta despre... Băi, așa de tare vreau să joc un spectacol de la bun, scurg lacrimă, băi, e ca așa ea. Și eu lansez povestea asta și fără ca să atrag atenția și pe urmă vin iarăși. Eu am început să... Bine, în primul rând că dai și de gust. Și iată așa au pornit Vania Băț. Am eu, trebuie să fiu corect, pentru că la podcastul ăsta o să mai uite niște, niște buni prieteni de-ai mei care mi-au spus că, de fapt, ei m-au poreclit pe mine, Vania Băț. Bănuiesc că eram într-o discuție și era vorba despre Ion Creangă și nu știu cum, cum s-a ajuns la Vania Băț. Bine, eu povestesc lumii că numele ăsta s-a luat de nicăieri, dar, într-un final, cineva totuși insistă că el a fost cel care a dat. Bun, Traian, hai, dacă tu ai dat numele Vania băți, hai, punem... Vania Băț și Ion Jătari. Uh -huh. Samănă. Evident. Evident că înseamnă. Noi avem aceleași idei. <laughs> Înțelegi? Noi avem aceleași idei. Prima regulă, nu avem legătură cu nimeni din politică. Absolut. Poate ca locuri, noi avem aceleași idei cu anumite entități politice. Și cam, na, se întâmplă să avem niște niște chestii comune, știi. Și okay. atunci, știi, să nu pară că eu țin partea cuiva sau că susțin pe cineva mai mult decât pe altcineva. Uh, și acum, pentru, în special pentru toți trolii care, se, care își au instalat corturile pe pagina Vanabăzi de pe Facebook, ei tot mă acuză pe mine și nu așa, da foarte des, că eu aș lua bani pentru ceea ce fac eu acolo. Și uh, replica de bază e cât s-o plătit cât s-a plătit. Și eu, ă, la un moment dat, nu le atragem atenția, dar la, pe urmă zic, păi, dacă să-i scriu omului, dacă el consideră că pe mine cineva mă plătește, să-l invit să ne întâlnim și să ne împărțim. Adică să fii transparent, a doua regulă. Da, a doua regulă e să fiu absolut transparent, să trăiesc din bani munciți. dacă ca noi cu Catincuța, care se uită la podcastul ăsta acum. Soția cu soția, da, noi încă n-am făcut nuntă și nici... Viitoarea nu, soție. Cu viitoarea soție, da. N-am făcut nuntă. N-am făcut nuntă pentru că, vă spun așa cum este, nu avem bani de nuntă și <gânt> chiar ne gândim la... Ne gândeam uneori să, să, luăm un credit și să facem o dată treaba asta pentru că este o etapă care trebuie neapărat să fie depășită, Pentru că parcă te trăim, tot e frumos, munșim, dar... Da, există niște niște reguli ale, nu știu dacă neapărat asociatezi, dar cumva luna asta așa e. Și construi, tu vrei? că vrei, de ce nu? Dacă da, vrei dar, femeia, știu? de ce nu? Măi, noi uh, am mai fost la niște evenimente, știi? Și am atras atenția la niște chestii. Am atras atenția, de exemplu, la la fețele mirilor, în special. <laughs> în ziua sărbătorii. știi? Și, și, și înțelegi că... <laughs> Acum e perioada când asta nu este sărbătoarea lor, e sărbătoarea invitaților. Da, așa și e de -a mă stau încordat. Acum, cu... da, acum nu, e... nu mai sunt nunțele. și când vine gheatoadră și zice că eu îți juruiesc o scroafă și după și eu uita și s juruiala și şi... nu mai sunt nunțele cu corturi și când ploua sunt plea farfuria cu rășituri cu Da, Dar tu și le-ai prins? Tu nu le-ai prin prins așa nunți. Noi nu suntem de o vârstă. Bună seara. Evident că am prins așa Nunț? E evident că am prins așa nunți, sigur că da. Raion, am fost la nunți în corturi. Așa. Eu n-am prins așa nunți. Ori să că ai numai numai la pe mine. Era eu, până la vârsta de 12-13 ani. Încă, bă, bine, la 13 poate nu, dar până la 12 ani eu mi-aduc aminte că se făceau corturi și se făceau nunți, da? Se făcea, dar eu spun că eu nu am era fost anunț, acolo. Și, și bucurii era... expresia asta... <laughs> râdem acum, fost acasă și mama tot așa povestea despre niște evenimente. Ei mă rog, o vârstă, dar nu, nu, nu prea au chef de evenimente, dar zice că ea că au fost un eveniment, acolo a fost un nunt, cu mătrii la localul și și-o cântat din gură. Dar așa spunem noi. Păi da, așa, da, bine, acum... life cum? se cântă. Atunci acum din se cântă gură, live, dar se cânta din gură. Și era o o ninunăție să te duci. Noi, înainte, la anunțele care se organizau în sat, nu conta, ești rudă sau nu ești rudă, ne curgeau mușii la gura cortului și ne uitam, dar mai ales când se ne un o nuntă, de asta, să vină cineva cu o clapă de asta, erau niște clape de astea, vechi, 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 și să bap apes pe dânsele sau să fac cel puțin cântă, dar omul cânta, cânta la microfon live, știi, din gură. Asta era o chestie, zici că acum zbori în cosmos, Era o chestie, da. Acum asta ar suna, știi, ar fi echivalentul să chei la, știi, la un eveniment, Lady Gaga, de exemplu, să-ți cânti. Cam așa Deci cam așa nivel, da, așa erau percepute, știi? Stai că noi ne-am abătut. Ne-am abătut. Dar noi eram la trăpt înapoi. La ah, fi, reguli. La reguli, da. Deci prima regulă, transparență și uh, corectitudine. Da. Deci pe mine nu mă interesează nici un ban. Ei, nu. noi bani din nu te interesează. Uh, păi tocmai de asta că atunci când eu am să mi fac sau o să mi iau deci un credit, atunci o să fac. Uh, manifest civic. Pe mie mi se pare foarte, foarte important uh, educația civic în școală, de exemplu pe uh, mine mă interesează educația civică în școală predată de niște specialiști. Acum mi se pare că alt, are alte denumire, dar obiectele astea de obicei sunt atât de ignorate și sunt predate de profesori de educație fizică, deci din lipsă bănuiesc de specialiști, uh, este un obiect ignorat și uh, efectul ignorării educației civice și uh, comportamentul omului în societate, uh, noi o vedem. Noi vedem pe străzi, noi o vedem pe tot loc. Deci vreau oamenii să, știi cum, să provoc oamenii să gândească un pic și să fie critici. Să fie critici chiar și față de ceea ce spun eu. Pentru că eu sunt om, părerea mea poate să coincidă sau să nu coincidă cu majoritatea oamenilor. Eu pot să am dreptate, da. dar eu pot să n-am dreptate. Dar el să-l provoi să -l provoși, gândească. Să, înțelegi să gândească și să, să, să înțeleagă, dar nu înghițeți el o gălușcă mult mai și uitându-se, de exemplu, la televizor, știi? Care au fost o reacție la aceste videouri care tine te-au făcut să înțelegi băi, să merită? Aici nu putem să nu remarcăm uh, importanța uh, sau, uh, na, uh, Atenții care mi-a acordat-o Nata albă, cu Andrei Bolocan, invitându mă la o emisiune internet. -o Atunci au început da. să apară mai mulți vizualizări, nu? Uh, da, dar eu, ca să înțelegi, până a merge eu la emisiunea aceea lor, eu nu aveam pagina făcută. Ei te-au motivat. Deci, ei cumva m-au motivat să-mi fac o pagină de Facebook și să. <laughs> și cu să discutam la un moment dat, că eu eram foarte acid pe, pe, alocuri despre situația politică și despre... Da, da. da, și la un moment dat noi am avut o discuție acasă că, uite, dacă tu știi cum faci din, din profilul lui Ion Jetari o platformă pentru a promova pe Vania Băț, deci că te rog frumos ieși și șterge fotografiile cu noi împreună. <laughs> Și eu am zis, ok, bun, la un moment dat, dar eu înțeleg și de ce, pentru că. <laughs> uh, pentru că foarte mulți câini, mă refer la troli, că la noi uh, nimeni Căs. nu recunoaște și nimeni nu se ocupe de asta, dar sunt ferme de troli serioase și au cât unii atât și alții, deci nu. Eu sunt absolut sigur că sunt. Uh, da, și hai să revenim la cum s-a născut pagina vorbeam de, de Natală Nata și, și, Andrei, Bologan. Da, și i-au zis că, uite, ar fi bine să-ți faci o pagină. Și am zis ok, eu fac pagina. Deci am făcut pagina, am trecut pagina și am mai avut o discuție la, la telefon cu Nata Albă și zici, uite, tu ai putea să să creezi un cont de Patreon și oamenii, sunt sigur că o să fie foarte mulți oameni care o să vrei să te -ți susțină, pentru că dincolo de asta știi astea trei minute care ți apar ții pe pagina Vania Băț care nu sunt montate sau majoritatea lor nu sunt montate, deși da, le da, tu de asta deci da, Asta e muncă. Deci asta e China, asta... Nimeni niciodată nu o să știi că stai, stai uneori la, la un Schete. material de, da. două sau trei minute, stai și ai 60 sau 70 sau 80 de tentative. Și pe urmă tu ștergi video și le pentru că se încarcă telefonul și, și încerci din nou și când, când îți pare parcă că e versiunea cea mai bună să stângi telefonul, care da mare 3 ani de zile și tu zici și tot, și tot și multe, multe <laughs> lucruri care, mă rog. Dar repede după lansarea acestui personaj, repede au început oamenii să te cunoască pe stradă. Ai avut chestii de asta? Fain da, au fost, faci. au fost momente, dar mai mult asta s-a întâmplat după ce am apărut pe TV. Pentru că, știi cum, pe rețele de, de socializare sunt mai mult tineret. Da. Tineretul, din păcate, nu se prea interesează, sau majoritatea lor nu se prea interesează de ce se întâmplă în țară și nu știu cum. Dar la televizor, TV, da. Stau ceilalți oameni care nu au. Cont de Instagram. Cont de Instagram sau de, bine, de Facebook în special. Da. Da. Și de atunci lumea mă cunoaște mai mult. Și sincer, eu nici nu prea am timp să mă. Eu, eu nu prea am timp să fac băi de mulțime știi, de asta. Să ies în centrul nu și să zic e Cătărină da. Și să zic e Cătărină Octavianul, <laughs> Bane Ot, băieți, e să-mi <laughs> Uite-te cum e eu. <laughs> Nici n-am așa, n-am timp. Ești modest. modestă una. Doi, eu n-am timp să să circul cu transportul public, pentru că când ai două joburi, trebuie să ai mașină, pentru că nu reușești nicicum dimineața da, la ora la 6, 8, după care la dimineața la ora 6. Deci majoritatea timpului oricum îl petrec la teatru. Asta e acolo eu, sunt carnetul de muncă, acolo e casa mea. Da, de dar, are, programul, dar programul, dar programul ăsta, 6 dimineața trezirea, Catinca lucrează în alt sector, ea faci pedagogie, psihopedagogie, pedagogie specială pentru copilași cu probleme mentale severe. Ok. Și îi înalt capăt de oraș și dimineața la ora 6 noi ne trezim, facem duș, bem câte o cafea și ne urcăm în mașină și mă duc la lucru și după asta eu mă duc la teatru. Pentru că în Smart City n-are rost să te întorci înapoi acasă, <laughs> pentru că numai să ajungi acasă și, și să trebuiască deodată nici și nu deschizi ușa blocului și te întoarci înapoi și să Să ești cel mai matinal din actori. Cred că ajungi primul la teatru. Nu, eu cred că eu am colegi care tot au, mai au joburi, fac și alte lucruri, care sculc, de exemplu, de la 3-4. Nu, nu sunt unic. <laughs> Dar iarăși, revenim. Deci, s o deschis pagina Vanea Băț, s-au șters de pe, de pe contul eu și nu încet și, ori, încet și am început N-ai făcut revenim. altul? N-ai nu. făcut un lăsat -o. Nu, deci eu am lăsat Ion dar, după asta am creat pagina și o bună parte din tot ceea ce aveam eu acolo l-am trecut pur și simplu pe pagină și am zis că, băi, oameni buni, a poftiți și gustați din, din borș și la de altă ieri, știi că, mă rog, să am pagina. Pe care asta vreau să să mulțumesc celor care din puținul lor au reușit, totuși, în perioada aceea care era destul de complicată, pandemia. să doneze pe pe Patreon. contul meu de Patreon, da. Și vreau să-i îndemn dacă mai au posibilitate să susțină și alt proiecte care necesită. Da, mama și tata tău. Să uite la Vania Bătru. Da, cu... Eu, într-o seară, nu știu, m-am reținut o leacă până mai târziu, așa. Și mă uit pe Facebook. În online, era vreo ora trei noapte, înțelegi? Am făcut cont de Facebook. Și tu inicial, făcut. eu i-am, creat cont de Facebook ca să vorbească cu fratele care e în Germania okay. și care are acum un copilaș mic și ea, Viste. mama acum, mulțumim, mama acum e încântată, pur și simplu. Deci îi sună în fiecare sară, efectiv. Și e să vorbească cu nepățelul și gata, înțelegi? Da, tata? O, doamne, tata... Cred că s-ar uita și el dacă l-ar chema mama sau dacă, eu, eu sunt sigur că dacă conectează televizorul și acolo și eu, eu sunt sigur că el se uită și e mândru de mine. La fel și eu cum sunt mândru de dânsul. Tata a muncit foarte mult în viața lui. a avut combină. Tata a avut combină. Deci el a lucrat în colhoz, cum era înainte și după aceea, după ce s-au destrămat colhozurile, s-au creat SRL-uri, deci au apărut toți lideri și au preluat toată povestea aceea și cumva, satul meu a avut un noroc. Deci acum nu vorbim de salarii și de că doamne ferește, iar impresura cu bani sau nu știu ce, dar că majoritatea oamenilor au avut ce să facă acolo, știi? Deci n-au fost din sat nu s-a produs așa. Nu s-a produs așa exod de oameni, știi, bine, tinerii au plecat, dar oamenii care deja au vârstă, părinții au rămas alături de copii. Părinții au rămas, da, alături de copii și acum eu îi zic mami și, și eu și Catinca și fratele meu și cum mei, tot încercăm să o convingem pe Nina Gheorghevna, să o cățărăm într-un transport și să o ducem până în Germania, să vadă și zona și a Bavarii. Dar nu vrea. Să... Nu vrea și gata. Nici să vadă. Înțelegi, Dar rămite să mai duc pe ani simt, de zile. Da, îmi simt, simte rău, că e că eu nu vreau, dar și scad, că nu noi timpul, că nu știu ce. Dar mă știi, are lumea de la noi așa o problemă. Și inclusiv asta e problema așa a părinților mei. Să gătesc de moarte, înțelegi? Deci, oamenii sunt groapă pe și înainte de vreme. Dar du-te mai și scoală-ți fundul și ala și du-te undeva și vezi ceva. Vezi cum trăiesc, deci ieșiți-vă cu cât din spațiu ăsta. Uitați-vă cum trăiesc cu oamenii ca să vă, să, să deschid o că... și să vedeți că se poate și altfel decât așa. Din păcate, asta e o problemă la mai mulți oameni pregătirea de moarte din timp, altceva nu mai vezi, și în eu, hei, dar mă Da, da, da. Nu e dar ce este și... asta, știi? Că, păi, pentru copiii mei, măcar să fiu tânără, să mă păi, tocmai asta, când încercăm și zic, hai, mamă, hai, la un moment dat, stăteam și mă gândeam că Zic, poate să, nu știu, să simte incomod să duc cu alți oameni. nu știu. Zic, băi, hai că... Mergem cu mașina. Mergem cu mașina. Ne urcăm și plecăm. Dar tata vrea? Tata, el e mai mai pe ducă, așa. Știi? El îi mai place pentru da, da. da. <laughs> Dar tu și în timp mai bine. În sens că ai o relație așa mai. Uh, povestit prima dată de Catinca, de exemplu. Lu' ma mama uh, Eu cred că noi, pe subiectele astea, eu n-am vorbit nici cu unul, nici cu altul, în mod special. Dar evident că majoritatea discuțiilor se produc cu mama. Nu știu de ce, uh, chiar stăteam și mă gândeam. Uh, la apariția spectacolului tata la noi, nu știu dacă tu l-ai văzut. E văzut că acolo se abordează subiectul ăsta de relații dintre tată fiu, știi? Da. Cu mama, totuși, există o relație, nu neapărat că e mai specială, pentru că, până la urmă, îi iubești la fel de mult și pe unul și pe altul, știi? Mami, este mai, este mai ușor să spui, mamă, te iubesc, hai, dar tot așa, are, mamă, te iubesc, hai, hai, hai. Dacă îți spui lui tata că te iubesc, nu știu cum, parcă există un... Strângele în schinare, nu știu cum. Parcă strângele în schinare, dar și noi nu suntem obișnuiți. Deci tații nu sunt obișnuiți să audă asta, copiii nu știu de nici... ce... Nu sunt obișnuiți Nu sunt obișnuiți să asta, da, 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 nu știu cum așa se produce. Dar am o relație bună cu ambii. Când eram mici, mama, deci tata muncea, mama a avut probleme de sănătate la nașterea mea și timpul, o căpătat grad de invaliditate, ea nu mai putea să muncească și ea avea grijă de noi acasă. Și întotdeauna mi îmi supărut că mama e mai rea și ea ne strunea și dacă avea grijă de noi fiecare ziua, zi, da, toată ziua. Dar tu îți dai seama, deci ea stătea toată ziua cu ochii pe noi și noi stăteam pe capul ei. Mă rog, da tata se ducea de la muncă. De tata îți faci dor că el e mai rar acasă. Uh, da, <laughs> da, da, da. Și el așa, nu se implica foarte mult în ce el venea acasă, așa la masă. Mi-aduc aminte și îi povesteam și, ca timp că chiar nu de mult, discutam despre cât de frumos era uh, trăiau bunei, mei noi într-o curte. Deci casa lor și casa noastră în aceeași curte. Mm -hmm. Tata muncea era perioada când muncea și pe combină. Și vara, când era sezonul de recoltat, se făcea ora 9, se făcea ora 10. Și, noi, și bunica stătea cu un lighean din asta mare, plin cu colțunaș, aburind, și noi îl așteptam pe tata să vină acasă, ne așezăm la masă. Iată, așa era o chestie. Nu da, nu luam niciun colțunaș. Bine, în cazul dat. noi tot ne așezam la masă când erau toți deci nu se mânca așa. Și nu mai era o chestie tot, tot despre colțunaș. Alt seară, dar tot era cu colțunaș, tot îl așteptam pe tata acasă și sunt afară, sunt unicat, a întunecat și au început stunitare și un fulger. Deci era o, cu bucătării de asta de vară, țărânească, cu plit, că atunci de Gazprom și, și Moldova gaz și gaz în Spune. Cotlonaș, Bucătării da. de vară, cotlonaș. Cotlonaș, da, era cotlonaș, acolo se făcea mâncare, acolo se făcea tot. Și ușa aceea avea crăpături. Și noi stăm cu minți și așteptăm să vină tata. Lumina e stinsă, furtună. Sau era atunci perioadă când chiar se deconecta lumina și un fulger când o trăsnit odată. În cotlonaș. Nu, nu, nu. Deși ia ca pentru content, -am știi, am fost Apropo, zi, a, apropo. Aș mânca apropo, <laughs> apropo, am pentru, content, pentru content am putea spune că bă, e un fulger că nu trebuie să <laughs> drept în chiroștri. Și <laughs> <laughs> noi, cu gura cascată, spărieți, ne sărie o în gură. <laughs> <laughs> fă cu <laughs> la? da, și eu fac Da, și, era o regulă. Când tu nu când ai furtună, nu știu, și nimeni nu mănâncă. Nu, nu știu, asta era, mă rog, bunii mei care au trecut război, o, mm. mă rog. Și mi mint că bunielu totuși nu mai rezistat și-a luat o chiroșcă și -o bunica nu știu cum să și că e Dumnezeu, mate, și o dus și totuși s-a culcat flământ. Da, așa să zic, uh, chiroștii la colțunaș acolo da, din la chiroște, Da, la zice kiroște, da. cu... Copceac, Ștefan Copceac. Vără satul Copceac, chiroști, spun la... Eu nu prima dată văd. Chiroști sau chiroșii? Așa vorbeau bătrânii. Acum bănesc că sunt colțunași deja. Da, pe dar perioadă. atunci, pe perioada și erau chiroșii, nu aveai treabă. Nici chiroșii, găluși, și perioada. <laughs> Era o, o, legătură, în erau niște obișnuințe în familie care, mințat, de, care, de amintești cu drag. De care acum uh, <laughs> îmi dau seama că ele erau așa de interesante. <laughs> Eu și până mâine aduc aminte. Eu aveam o relație specială cu bunelul, dacă să vorbim de... fratele meu avea o relație mai specială cu bunica. Deci bunelul nu avea ochi să-l vadă și de fiecare dată când, când controla... De exemplu, ca să-ți dau un exemplu, știi... la noi, în de un patron de ăsta care să... Pune un bieg. <laughs> eu, știu, eu știu. și nu ardea biegul și-a luat. <laughs> și bunelul l-a chemat frate meu și-o pun <laughs> Ești curent. controlez dacă este curent. Și era curent. Da. <laughs> era curent, serios. Dar eu, mi uh, mie îmi plăcea la nebunie, sparg lemne cu dânsul. El avea niște dalte din astea speciale, care mai miti ele și tot mai mari și mai mari și noi spărgem buturui de astea. Uh -huh. Și odată eu ținem dalta, e ca așa am apucat-o și am pus-o pe de... Dacă Dar cu asta, apropo, vezi că Asta e mascari, mascare, eh? dar asta mi-a crescut din nou. Și eu ținem așa și zic, hai bunelul. Băi, eu îi țineam pienele și de obicei. Da, da, da. Și când da. frăcat în <laughs> mă rog. Om înțelept, asta. a fost crescut și de bunei. Adică, de tine zic da, nu am fost o Stai și de bune. Și de Adică, bunei. așa, așa, da. o gradă, era o chestie. Eu am prieteni care tot așa ca tine. Prieteni din copilărie, din sat, acum am uitat de dâns. Da, Tania, dar știi uh, cât de tare ne-am atașat noi de dâns și uh, când a venit vârsta, eu aveam vreo 12 ani, mi se pare că când, când a murit, murit bunelul, început, deci primul bunel a murit. Doamne feriești, eu îmi aduc aminte ziua aceea, îmi aduc aminte perioada aceea, cum... Și apoi, după ce bunelul a decedat, evident că Frate, mi-au început să crească, deci uh, pe nu-l mai interesa așa de tare uh, relația cu bunica. Mă rog, el deja se da. în aceeași de băieți, dacă nu știu ce. Și eu, dacă bunica rămâne singură, deja aveam treabă cu dânsa. Și mi-aduc aminte, uh, cu două zile înainte să moară, eu, uh, părinții mei, dormeau în casa noastră. Și eu dormeam cu bunica, dar ea deja era în stare, știi, cum se simțea foarte rău. Și eu, dacă eram obosit, că noi... De ce zic? Eu nu-mi aduc aminte traume din copilărie și de asta, acum când aud despre traume din copilărie, nu, -am, nici n-am timp să mă gândesc la dânsele și nici nu știu care au fost ele. Și după și te duceai la școală, de exemplu, și după asta trebuie să vii să-ți faci temele, pentru că Ioan Jătari nu a fost, știi din cei care nu-și făceau temele. Eu îmi făceam temele și mă pregăteam. Cel puțin până în clasa a șaptea, a opta, când a început să crească puftii. Sure. Da. Și eram obosit. Și eu m-am culcat. Și ea, la un moment dat, s-a început să simtă rău. Și am înțeles că noaptea ce am o strigat, ea nici nu se mai putea întoarce deja. Și eu, pur și simplu, n-am auzit. Pe urmă dimineața a venit mama și eu zic că Nina deci vreau deja să veniți voi și neva, pentru că pe Ion l-am, strigat noaptea trecută și nu m-a auzit. Și atunci am simțit așa o... Știi cum m-am simțit așa vinovat? Și peste două zile ea moare. Ea a murit cu... Ultima ei rugăminte era să-i desplătesc părul. Ea avea părul prins cu cordele. Cordele și cu un piept de ce la țigănesc așa în spate. Și eu îi desplătem cordeluțele și ea a închis ochii și, și zâmbind. Zâmbind așa a murit. Moarte de bătrâneță. Moarte de bătrâneță. Liniștită. Da. Și, Dar ca să înțelegi, bunica a fost cea care ne povestea cum uh, se duceau... Deci ne povestea cum au murit frații ei de foame. Ea ne povestit... Uh, câți copii a ei au murit, pentru că atunci medicina nu era, atunci nu era nimic. Pierdea, se pierdeau copiii ca, cum, nu știu, să știi cu ce se compara. Da, acum. nici nu trebuie. Și uh, ultima, ultima replică ei pe care eu țin minte foarte bine și sunt tipărit până mu, și mă gândesc la asta, știi, deși încă nu, e, nu vin vremea să mor, i-au zis că deci nu mi-e jele că mor eu, dar mi-e că n-am să vă mai văd pe voi. Deci, uh, ea nu a avut școală, nu a avut nimic, era o, o știi cum, o, o inteligență din asta... Înțelepciune. Emo... Da, o înțelepciune sau o, o inteligență emoțională, cum se mai spune. Da. Da. Care acum, nu știu deși ce, dar eu am senzația că ea nu se mai transmite de la, știi cum, de la părinte, la, la copil. Așa mi se pare mie. Mi se pare că, uh, știi cum, Tehnologia și uh, dezvoltarea asta rapidă care o trăim noi acum, are plusurile ei, indiscutabil. Evident, da. Depinde cum, știi cum, fiecare lucru e bun în măsura în care știi cum să-l să folosești. Dar cred că tehnologiile au rupt foarte mult din relaționarea oamenilor. Cred că înainte oamenii, și nu vorbesc, uh, auzeți? Nu vorbesc de înainte, că era Cârnațul, o rublă și vodka 3,75. Nu de, nu din înainte, de cea la vorbesc. Ești foarte atent cu da, dușmanii. <laughs> eu vorbesc, în general, despre oamenii erau cumva mai mai, mai grămăjoară. Mai nu știu cum. hai neboi în sat. Hai în sat. În sat acolo unde tu, prespun eu, ai prins, conștient sau inconștient, niște valori. le dus în relația de cuplu pe care o ai acum cu Catinca? Noi, de obicei, eu, ținând cont de cum se mișcă lucrurile în Chișinău și știind care este munca care o depune catinca cu șapte copilași care cu dezabilități, straci, da. dezabilități, da. Eu știu cât de epuizat ea vine acasă, și mă strădui de fiecare dată când am posibilitatea și când sunt liber să trec, să o iau de la școală pentru că în orele de vârf, îți dai seama, când, când, exact când se termină lecțiile și când vin părinți și ei copiii acasă în Smart City pur și simplu nu se niște nică și ea face două ore în transport Nu și-a până să vină, da, da, da eu Și asta chiar, pentru tine e o chestie că care te ca ajută? Eu nu mă laud Pur și simplu, ta am întrebat despre. Da. Despre Dar oricum. Valorile, știi, <laughs> preluate de acolo și aduse aici și transpuse în. Da, înțeles, e că e <laughs> foarte deșteaptă. Uh, când erai meditel, ce ai vrut să fii? Mai sincer, când eram meditel, vrem să pop. pop. Nu cred. Dar de ce? Hai, și serioși. Pentru că, pe la vârsta de 13 ani, cred că. 12-13 ani? s-a făcut un anunț odată. La biserică trebuie să niște paracliseri, niște palamari. Și Ghevani au zis că da, pe noi ne ducem. Și uite așa, aveam salariu de 10 lei pe lună. Ne duceam la biserică, eu și încă doi colegi de-ai mei, de, de, școală, doi colegi de școală, ne duceam și făceam, eram palamari. Avem Am grijă, să aprindem lumânările, să aprindem... Ca, ca, delnița. ca delnița, la un moment dat, știi cum, <laughs> deci, echiva... deci povestea așa de atunci se echivala ca și cum eu acum aș primi un rol central într-un film bun. Nu, Aha. când zic film bun, nu mă refer la... Dar un film bun. După, așa erau momentele și alea, când în toată slujba... Băi, eu știam tot slujba, tu înțelegi? Da, cum. Eu învațam. Știe tot satul. Mă satul și eu aveam să ies, citesc Apostolul. Și în, în și Nu, Ia ca asta mi a părut rău. Da, până la urmă s-a întâmplat așa o chestie că înainte de sărbătoarea asta de Paști, când trebuie tot biserica spalat, când trebuie tot lustruit cu pastă goi, cu dar cum, dacă noi avem salariu de 10 lei pe lună, noi trebuie să lucrăm ca alghinile acolo. Ei bun, și niște coloșei, mai chicau coloșei, e drept. Mai participam la Pomeni. Of, mai, să mă ierte, lumea eu spun așa cum este, nu asta, nu e nume de rău. Când era sâmbătă morților, apă... Atunci lumea mergea la biserică, acum nu prea. Dar atunci mi-aduc aminte că miesele se încărcau cu pâine, cu bomboane, lumea duce de sufletul lui, știi cum? Da. În loc să te duci să dai de sufletul la un om care nu are și nu știu și Deci se duce și să încărcau miesele acolo. Și noi avem așa o ocupație care practic e dorința multora, alegem picielele din bomboane, Selectam care sunt bomboane de o marcă, care sunt de alta, da. selectam ouăle care să care fie, care... De mine, pentru prima dată, atunci am învățat părintele cum să Deosebește un ou fiert de unul crud, știi? Nu. Pesta crud îl învârtești așa și el nu se învârte, dar și la fiert se învârte ca terezul. Ia, uite. Da. Ea, ca să-ți ții minte, asta e un life hack, să-ți ții minte. Asta. Deci asta da. vreau să fiu. Asta Preot. E activitatea principală, era activitatea uh, preferată. Nu, 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 că asta se întâmpla. Activitatea preferată. Seama, sâmbăta morților nu era în fiecare sâmbătă, era, știi, de două ori pe an. Nu, noi Trebuie să fim corecți până la capăt. Deci tu asta. ai vrut să faci popă. Eu la un moment dat mă gândeam foarte, foarte serios să mă fac preot. Și apoi îți dai seama că trecut. Deci, vârsta, perioada asta de, știi cum, când deja îți trece dorul de una și îți începe dorul de alta și îți trece la perioada asta cu traumi, cu tot felul de chestii din copilărie. Dar pe urmă ai vrut să faci muzician. Pe urmă am vrut să mă fac muzician, dar tu din unde știi? Eu m-am uitat, eu m-am documentat. Aha, ok, înțeleg, să faci meseria mine. Da, eu până în ultimul moment eram convins că am să fac muzică. Deși n-am făcut niciodată în viața mea muzică. Notele nu le știai. Dar eu nici am nu le știu. Nu le-am Nu știu. Nu trimis un, că... ne trimis, un că... ne trimis un video în care cântai și mă gândeam că. Eu știu 3-4 acorduri. acorduri. 3-4 acorduri, dacă <laughs> le ieși, le știi cum îți trebuie să ieși, le schimbi temporitm și nu știu și be, poți să faci și scrii un album. Uh, era vară. Eu, uh, deci până a absolvi 11 clase, era școala medie de cultură generală, eu am dovedit să lucrez în Petersburg un an de zile. Am fost la Zarabotcă. 16 an. ani avem. Un an de zile. Un an de zile am fost la Zarabotcă și din banii și ea am trimis bani ca să construiască gardi fortan, pentru că lumea își construie garduri noi nu avem opte. Și, uh, și mi-am cumpărat un notebook. Deci notebook chiar era o raritate atunci. Ca să ai între a noua, între a deci, să ai eu am, eu am absolvit a noua și nu voiam să mai continu studiile. Și am zis la un moment dat, băi, gata. Și mai era, mai era încă Fratele meu vrea să ducă la Chișinău să fac studii, la un colegiu. Și uh, datorită faptului că notele lui erau foarte mari, el a nimerit la contract. Și întrebarea era, deci noi acasă n-am dus lipsă din nimic. Uh, și în copilărie, și pe urmă, deci cele mai grele și mai mari perioade, noi n-am murit niciodată de foame, dar banul era totuși o criză. Uh -huh. Deci oamenii erau răsplătiți în orice vrei tu. Oamenii, tata primea, de exemplu, pentru munca lui, greu foarte mult. Pe urmă, greu și ala trebuie să-l investești în Porsche. Pe urmă, Porsche trebuie să creești și trebuie să-i crești și să-i duci să-i să, -i, să -i vinzi. Să i băi, la carne. Prescurt, era greu de, greu de valorificat, știi, anumite produse. Până te trezeai că ai niște bani în mână și, mă rog, era și altă valoare a banilor. Deci, 2000 de lei de acum, să-i compar cu 2000 de lei din 2005-2006... Mai bine nu. Mai bine nu-i compar. da. Și eu atunci am zis, băi, ca să duc fratele meu la studii, eu mă duc la Zarabot. Dar tu ești mai mitel. Eu sunt mai mitel, da. Și eu zic, băi, eu mă duc la Zarabot. Bine, poate eu exagerez acum când spun că am făcut-o numai pentru fratele meu. Eu de la am luat inima în dinți, s au făcut procură, eu am hotărât, gata, s o mântuit. Nu mai, nu, pe mine nu mă interesează. Studiile, gata. Studii și mai ales când societate tot se vehiculează și vreau să neg acest fapt. Da. Vreau să, să trag atenția când, când spune că nu mai învațați, pe palu bom, o muia, știi cum... Na, nu, te, te ajută, da, nu te ajută școala și e. Mă rog, și atunci era valul și la de... Și eu și mă gândeam, băi, și, într-adevăr să... Și zic, gata, am plecat. Ne-am zis ilegal, frumos, cu... avem o dublioncă. Cateţ. Da, că toată lumea. eu nu mă deosebim deloc de, de locuitorii Petersburgului. <laughs> nici cu... Nici din Dar văd cum da, și, o grăiem tare ghini. Și eu o grăiesc ghini, dar atunci în deci general. Mai... Dar era tot așa un cerc de moldoveni în care să... acolo s-a întâmplat să-i rup și nasul, vei, tot e o poveste interesantă. Nu știu dacă avem destul timp să <laughs> Credem ne... că așa te născut. <laughs> nu, nu, nu. Clanțul meu a fost spart două ori. Odată și cam cu chei și l-am făcut o bort într-o băltoacă de cheață. Aha, și, iarnă, mai și mai grav la San Petersburg. Și a doua oară, da, erau niște dragi de moldoveni și, curățau niște zăpadă de la un etaj, de la etajul 8, mi se pare, de pe acoperiș chiar. Uh -huh. Și eu eram în pauză de masă, noi lucram la un depozit de pachete. Noi trebuie, vine o mașină și arătau, una că la -naia și zice, da vai, zicem crani, este este van, da vai, de ruloanele și ele, de, de, muncă da. intelectuală, mai scurt. <laughs> și ora asta de masă, moldovenii și ei erau, ei erau, lucrau în general în alt part, dar oricum pe acolo mișunau niște moldoveni. Și ei râneau, dar noi ne nu cunoșteam cu dege. Și cu lopieti, de mari, mare, dai seama, încarcau într-o primăvară. o da, da. umed din asta, greu. ud. da. Și, uh, 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 cum să zic, uh, acel sclad, depozit, și era la un demisol, așa, știi, trebuie să cobori ușor. Și ușa era la intrare. Și, dragii și ei, eu când i-am provocat și le-am zis, băi, mă credeți că nu mai nimeriți? Și dacă erau vreo cinci oameni în sus, ani vrei? apoi îi dădeau cu lopata numai înaintea ușii și ele. Deci nicio șansă, practic, să trec. Și eu găsesc cum o jumătate de palet, așa, și zic, vei și, credeți că Ion e prost? Și îmi pun paletul și în cap, așa, nu în cap, dar așa l-am pus. Da, ca ne, Da. Și cazăriu că, cu și -așa, așa înainte, și mă chicat o lopată de ce e drept pe că și când l-a întors uh, palietul și l-a în nas. Direct pe nas. m Da, el așa o venit, știi? Te-ai dus la spital? m Ei, da. Tu doar te-ai dus ilegal? Nu, nu, nici nu putea fi vorba de spital. Am blat cu biecurile în față vreo două săptămâni. Mama de -a, nu a știa, i-ai spus. Vorbeai cu tânsa la mm, telefon? Tu știi ce de complicat era să vorbești atunci la telefon? Știu. Era foarte complicat. De asta atunci zic, poate odată două ori vorbeai cu existau... tânsa. Da de deci, dacă într-un an de zile, eu un an de zile acolo am stat și am meditat și am nu știu ce. Deci uh, am vorbit, mi se pare, de două ori. A, odată i-am trimis și o pereche de cercei de aur. Eh. Asta a fost primul meu cadou pentru mama Din asta, valoros. E, 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 și am lăsat la Zărabot, că... Da, de aur, de aur. Chiar de acolo i-am cumpărat și i-am transmis. Pe urmă am revenit. Și tot cu ideea asta, că, dar nu mai, fi, nici, nu, nici nu se discută. Așa s-a întâmplat. Colegii mei care au făcut școală, deci continuau, atunci era posibilitatea. Era clasa ceea... 10, deja. Erau clasa Deci a 10, a treceau între 11. -a. Deci, nu știu cum s-a întâmplat că chiar sfârșea a 11. -a. Aha. Eu, așa, într-o perioadă, am plecat. Uh -huh. Și mă sună de la școală. Atunci era posibilitatea asta să ții examenele prin externat. Știi ce înseamnă asta? Mm -mm. Asta înseamnă că ă, ăștia doi ani de zile, deci dintre a 9 până dintre 11-a, ca și cum tu poți să-i compensezi foarte repede făcând niște, niște lecții ca și cum adăugătoare, niște, mă rog, se făcea în măsura în care era Ca să ajungi posibil. copilul să aibă și el un, un atestat. Și atunci. mă suna de la școală șefa de studii, uh, Tamara Ivanovna, profesoara de chimie, mă suna secretara școlii o nană de-a mea, mă suna directoarea școlii Fedora Gheorghevna și mă implorau să mă duc să duc actele și să susțin examenul prin externat, pentru că era ultima zi când mai puteai să faci lucrul ăsta. Și eu, cumva, tot așa, destul de ignorant și de nu știu ce, și o insistat te rog, te rog. Și m-am dus și am dat și nu-mi pare rău deloc. După ce am absolvit, după ce am susținut examenul, celea cu toată lumea. era vara și dem sub combină, pentru că tata era combainor, dar eu eram pomoșnic combainor, eram un fel de asistent. Bine, am și condus și acum pot să conduc tractoare, mașini mari și tot felul de tehnică agricolă. Și eu, până tot așa, până în ultima zi am lăsat, dacă vorbim de, pornind de la muzică, tu vorbeai de mm -hmm. că ai vrut să duci la muzică. Și eu m-am dus la o vecină să o abiturient și să mă uit, hai și mâine trebuie să mă la Chișinău, trebuie să depun undeva actele. Aveai bani strânși? De la Moscova, din Rusia? Ei, de Mos... Na, nu ți-ai strâns niciun ban? Dar tu știi ce salariu aveam noi acolo? Nu contează, dar măcar le ajutat pe fratele sunt la facultate. Uh, da, fratele au fost meu, scopul. Fratele meu uh, 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 o, făcut, totuși, da, o făcut ceva? colegiul mai eu... Ceva uh, măcar. Uh, evident că atunci când aveam posibilitate să, să-l ajut financiar, uh, deși n-am avut de foarte multe ori, ulterior, după și el a plecat, uh, după ce a plecat el pe la munci, pe la nu știu ce, în perioada în care am fost student, deci m-a susținut și el pe mine la rândul da, lui. Că, da. da. Așa, uh, abiturient. Abituriendu. La vecină. Vin în Chișinău, cu rotiera, ne oprim pe strada armenească. Eu stuns, patroică, știi? Zăgărât, într-o maică, scris diesel pe dânsa, dar de și ea de capron, știi, de ea care se vinde numai la, numai la, Copsiac, la, la la, bazar, puteai să o găsești. La poarta <laughs> La pieței, da. Și o pereche de pantaloni, nu mai știu de care. Și mergem cu mama, cu Nina Gheorghevna. Ne dușem, scăteam conservatorul. A, vezi, la mi Eu mai spus cineva, au zis că du-te la dirijat coral, dar eu... Și mai înseamnă și dirijat coral. Mă uitam ca porcul în aptecă, la atât povestea asta. Ajung la conservator în sfârșit. Și tot întrebam de unul de altul, că Nina Gheorghe nu are vorbă, zic, cu drac, cum să ajungem la Alexei Mateevici, nu știu ce număr era acolo la conservator. Și m-am zis, clas, ca să întrebăm de oameni, că limba oasă nu are Și tot așa, întrebam de unul, da, cum să ajungem acolo, da, cum să. Și tropăind la deal, permenească, făcând la dreapta, pe... ajungem acolo, la comisia de admitere și eu. Scoate statul. Pața în serios eram. Zăgărită. Era. <laughs> de sub combine, știi, nu <laughs> Evident că m-am spălat, nu era... Și domnul Jara mă întreabă, știi, așa cum zici, că da, școala medie de cultură generală Ion Creangă e cu profil muzical? <laughs> da, eu așa știi, și zic, zic, nu, dar și întrebați. Și că nu e cu profil muzical, zic, nu. Deci că atunci ați știți nevoiți să faceți doi ani de zile preuniversitari, contractul 7.000 de lei. O avere pe vremea <laughs> era chiar o sumă exorbitantă. Din start, am, și nu, nu că eu am zis nu. nu, nu doar, deci nu doar mama a spus că nu plătim cu Eu am zis că da, mii de ani. Și tot cineva, nu mi-am cine, dacă cineva își mai aduce aminte de perioada și deși nu cred, mi-a spus, duceți-vă în bloc și alălalt că acolo trebuie la actori. Era clasa lui Vlad Cioban, Dumnezeu să le ierte. El lua Plasa, Terentia, terent, Alina da. Și la dânsă deja, deja trecuse mai multe zile de consultații, erau cumva inițiați și a apărut zăgărâtul patroică și... <laughs> Am intrat în... Știi, mi, -mi se că eu... Academie și -a, bine, cu timpul m-am obișnuit cu dânsa, dar mi, -mi se că intru în templu, în știi, de la Copciac, deodată în templu. <laughs> și uh, pe coridor mă oprește Victor Ștefaniuc, Dumnezeu să le ierte. Și parcă la mini video salon. Și parcă la aud, cum zice. Și băi, și castul, băi, ăla aici. Zic am venit să mă duc să mă fac actor. Și de care actor? Zic, de teatru și filme ca aici. Și zic, ei? Și trebuie ți Păi și început, nu știu cum așa e să mă șească. Lui trebuie și un lui trebuie student, da. Și îți trebuie să acolo. Ei n-au de lucru. Deci el atunci, la în perioada și -a genera ideea asta, că nu există de lucru. Nu trebuie să te duci acolo, trebuie să vii la mine, pentru că noi de la mine, de la anul 2, studenții de la mă lucrează, au salarii. Să-ți dai seama, urechile miele, dar mă... Dar eu vedem cum <laughs> ies pe scenă la teatru cu nu știu ce să fac, dar da da gata, dar mă... Și nu m-am dus la Vlad Cioban. M-a luat Ștefaniuc deodată și m-am dus la actor teatru Păpușă. Ok, A... deci te-a luat Ștefaniuc Deci un luat an. Ștefaniuc. un an de zile am făcut Păpușărie și am înțeles că, măi, asta nu este ceea ce vreau neapărat să fac, dar Repet, meseria asta făcută bine este una minunată și foarte, foarte complicată. Să dai viață la niște obiecte, asta este o artă aparte. Bun, eu am hotărât să renunț și vroiam să mă transfer la uh, clasa lui Vlad Ciobanu mă rog, trebuiau să avizeze și domnul Ștefaniuc și domnul Vlad Ciobanu să avizeze că ești de acord, să nu știu ce, și pe urmă să mă duc la, nu știu cine, la șafa de catiet, la șafa de catiet, trebuie să pe la rectorat. Pe la... O să era o procedură de asta tâmpită. Într-un final, domnul Ștefaniuc Dumnezeu să le a spus că el nu este de acord cu transferul ăsta. Nu știu, poate că îi trebuia un număr uh, academic de studenți, cine știe. Vlad Ciobanu zici că mie îmi pare rău, dar. Nu poți să te mult nu de acolo? Să te mult de acolo și nu pot să-mi asum niște chestii, pentru că eu am o relație cu omul și el, știi, cumva. Știi. Deci, fiecare, cumva, să o. Mă rog, și atunci am zis, păi, nu, nu, mă luăm de la început. Și uite, așa am nemerit la clasa lui Emil Gajă. Uite, așa am făcut facultate Pe urmă am făcut masterul. Am avut norocul... M-a tot, tot în actorie. m tot în actorie, l-am făcut. Am avut norocul, totuși, în anul 4, să colaborez cu Vlad Ciobanu. Deci asta, așa am ajuns eu să fac actorie. Fără ca să visez la asta. Pentru că am auzit multe istorii în curtea Academiei de Muzică, Teatru și alte plastice despre faptul că se întreba unul pe altul, dar tu pentru ce ai venit? Și zici că eu vreau foarte tare să mă filmez în filme hollywoodiene, știi? Deci lumea avea niște vis. Eu n-am, avut vis și nu m-am visat niciodată mare zvezda. Dar ia ca am ajuns cumva să, ajun... deci cumva am ajuns la Teatrul Luceafru, am fost invitat, am lucrat acolo, după asta s-au produs schimbări, în perioada asta de criză mi-am testat primele, deci am avut prima încercare de montare, pentru că noi am rămas atunci fără spectacol și fără nimic. Și am montat spectacolul pe cală, care se joacă și până în ziua de azi. Cred da. că cam asta e povestea. Asta e. Dar ce zice mama și tata că tu te-ai făcut actor? Când intra Ion Jutare în sat, Nu știu de ce. Uh, stai. N-am început așa. Uh, Asta din anul întâi. Înțelegi? Uh, zvonul prin sat circulă. De cum? Și, și, că așa la, lui Valerica, la ca și al Lina, la Marhun, e artist. Nu. Artist și gata. Bine, eu mai, mai, reveneam în sat, mai, mă mai duceam pe la Casa de Cultură chiar și când eram, sau după posibilitate, mai cântam cât ceva, mai nu știu, și e, eram zis, da... Dacă când s-a întâmplat, general să mai apar eu pe la o publicitate undeva. Cele mai populare, mi se pare sau cele mai rotite, era odată o campanie organizată de Ministerul Dezvoltării Regionale, mi se pare că era așa un minister. O fac, Slava Sambrăș tot pe acolo, nu? Nu, nu, nu. Slava Sambri și apare la Romstal, la... Da. așa era comercială. Cu... Asta era era socială. Da, da, da nu era socială. De exemplu, se vorbea despre diferite obiective sau, nu știu, nu neapărat obiective. Se vorbea, vorbea de anumite reușite a ministerului, cu, uite, noi dezvoltăm sportul, de exemplu, și eu uh, prin clipul și ăla și povestem cu, uite așa, și s-au dat niște bucăți de la televizor. Te celeți că te La biserică. la biserică. La biserică, femeile, slujba mea și fanină. L-am văzut fapea tău la televizor. Da, nu da. Partener general OTP Bank. Fratele tău acum e în Germania. Fratele meu e în Germania, da. Te gândiți să în perioada aceea când era greu la tine? Că fost vremuri grele, ai spus. Da, bă, eu nu cred că acum sunt vremuri ușoare. Nu e, nu -i ușor. Deloc nu e ușor. Sau popularitatea... Nici nu știu, băi, hai să, hai să luăm altfel. Eu nici nu știu dacă asta e chiar popularitate. Pentru că, știi cum, Există niște lucruri memorabile, de exemplu, pe care poți să le faci în viață și tu să fii pomenit și pistei, iată, de exemplu. Dar, Vanea într-o zi o să moară, le povesteam și colegilor mei de la TV8. Asta nu o să dureze o veșnicie. Deci noi o să trebuiască să asistăm la înmormântarea lui Vanea Asta nu o să dureze o veșnicie. Și o să treacă o perioadă foarte scurtă și oamenii o să uită de Vanea nu e... Înțeleg ce zici. Înțeleg ce zic. De acord spui, cumva starea ta de a percepe lucrurile așa cum sunt, de a le înțelege așa cum sunt, de a nu te amăji pe tine, Nu, e super fain. Nu, 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 nu. Nu, pentru că dacă tu te amăjești pe tine, apoi, știi cum, cu cât mai mult tu încerci să-ți umfli imaginea, balonul ăsta pe care tu, singur, voluntar sau involuntar, să-l umfli, el odată o să explodeze foarte, foarte tare. De asta eu sunt conștient de orice. Popularitatea mea, îți spun, ea e din moment. Da, de Germania. Aha. Ai fost vreodată. Sigur că am fost. Vara asta, vara trecută, ne-am organizat un tur, pe care eu l-am numit Tur la Neamuri, așa și l-am intitulat, pentru că am făcut vreo două videouri de acolo. Tur la neamuri. Tur la neamuri, așa se numește. Nu tur, nu tur, tur la, da, nu tur. Nu tur la, dar, dar tur. tur la neamuri, așa, așa. așa se numește programul. Să aude destul de amuzant. Tur la, tur la, tur la. Uh, și am făcut așa o chestie. Deci, fratele meu este în Germania, fratele Catincăi este în Franța, Ok. în Nis. Nice. Uh, cu joburi buni, bine stabiliți, bine mersi, uh, fratele meu e cu familia acolo, mă rog, fratele Catin, că e și el cu uh, viitoarea lui soție. Și noi ne-am programat și am zis că, băi, am stat doi ani de zile, n-am ieșit nicăieri. Într-un final uh, am reușit, mai vara trecută, să ne ducem în Odessa, la mare. Vreo patru zile am fost. O perioadă foarte scurtă. Și intenționam vara asta la fel să ne ducem în Ucraina. Și, mă rog, s-a produs ce s-a produs, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, război. Și noi vara ne-am dus în tur la neamuri. Fratele meu are o rută care e o mașină care da, da. se cu colete și pasageri și ne-am suit noi ca în ca în mașinuță și ne-am dus pe cale terestră și am ajuns în Germania și am stat vreo două, trei zile acolo și, și după a -a asta... Dus în Franța. Da, da, ca să înțelege fratele meu și familia fratelui meu, ne a asigurat drumul încolo. Deci noi n-am plătit nimic pe drum. Și am trăit la dânsii și, evident, cheltuieli minime. Cam cât era să cheltuie la Chișinău? Bănuiesc, că da. Bănuiesc, da. Bănuiesc că da. dar știi cum, există faza asta de incomoditate. Uh, deci, după asta, fratele Catincăi ne-a asigurat, Drumul transport din Germania, din Germania în Niz, nice, deci din München în NIS, nice, cu condiția că noi nu mai facem o întoarcere din NIS nice înapoi în Germania ca să vinim mm. iarăși, știi cum, cu mașina lui frate meu, dar să ne cumpărăm bilet la avion. Mm. Și noi, într-un în final, am cumpărat bilet la avion și am petrecut uh, câteva zile minunate uh, la frate meu prin munții... Uh, alpi bavarești, Bavaria ce e frumoasă, eu, eu, pur și simplu invidiez pe nemții ceea în ce condiții și, în ce... și înțeleg totodată că asta au făcut ei. Deci asta nu a făcut Merkel, asta nu faci șolți, nu umblă șolți cu, cu coasa să scosască eh, gazonul de 3 cm, la tăț, absolut, la tăți. Înțelegi? te duci durmă... acolo? Să trăiești, să lucrezi uh... cu, cu soția, cu familia, cu copiii? Eu cred că m-aș Eu cred că mă Și ce -ți ține în țara? Părinții. Pe mine mă țin părinții. Noi avut avusem, avusem și niște discuții la un moment dat. Zic, poate plecat, cu cu nu știu ce, frate meu îmi măi, hai, las, tot și vin și nu știu ce, pentru că, Tania, tu înțelegi foarte bine, oamenii care rămân aici, ei sunt într-o continuă luptă. Deci asta e luptă pentru existență. Ca așa, altfel tu nu poți să o numești. Deci tu împingi de dimineață până seara sau ca să ai și să-ți facturile. În cazul meu, pe lângă facturi trebuie să achizi și gazdă și nu știu ce. deci cam, cam aici, în jurul ăsta. Mai ales acum cu criza asta e și mai complicat. Deci noi suntem într-o continuă luptă pentru existență. Și mi s-a spus de mai multe ori, hai la asta dracul și vin. Mie nu mi-ar fi greu probabil să renunț la meserie. Nu, nu mă tem mi-e mi greu să... Mi totuși mi greu că părinții mei, știi, ar putea să nu le mai calci nimeni pragul. Și asta... Cred că asta e cel mai puternic, știi, cea mai mare ancoră care, care mă ține pe mine personal aici. Asta e. Chiar aveam o discuție cu părinții și că dacă te mai duci și tu, ce o să ne trăim viața pe messenger -uri. Mai ales că știm că ea e foarte scurt. Ca să înțelegi cât de tare e pe mine... Deci, dincolo de fapt că noi toți suntem afectați de război, eu cu războiul ăsta am o relație mai specială. Deci noi, ca să-ți explic, noi trăim la 600 de metri, bine, poate exagerez, un kilometru maxim, de la granița cu Ucraina, satul nostru, așa e plasat. Deci avem un hotar într-o parte și un hotar în altă. Deci noi trăim așa într-un. Într cum conț. ar fi? Da. Când eram mic, eu mă uitam la toate filmele și toate desenele animate în limba ucraineană și eu, la un moment dat, o știam. Uh, Noi aveam foarte mulți prieteni până a se săpa șanțurile astea, deși uh, oficial știau unde sunt granițele, dar nu erau marcate cu nimic și nici nu erau patrulate. Noi aveam relații cu oamenii de partea cealaltă. Uh -huh. uh, unii dintre ei erau vorbitori de limbă română, da, alții da. erau vorbitori de limbă ucraineană, alții vorbeau o amestecătură de limbă. Noi ne duceam la ei, noi cumpăram vaci de acolo, din Ucraina vinau la noi la hram oameni, la nu știu ce. Bine, când s-au stabilit granițele, deja evident că relaționarea a devenit mai complicată, dar și s-a schimbat știi și lumea și, mă rog, și vârsta da, da, da. și părinții nu mai, nu mai țineau legătură, cumva s-au pierdut legătura cu oamenii cei Dar eu îmi amintesc foarte bine de perioada când ne duceam la mare așa pe de-a drept, treceam prin ăsta și aveam, ne duceam în gazon cu băieții de la brigad la tata, ne suiem în gazon, eu eram mic, să minte, în, în, remorcă și perioadă, nu era nimeni, nu te controla nimeni, lumea n-avea acte elementar. Actele nu-și luau cu ei. Și în dimineața de data 24 februarie, mă rog, noi dormeam. Apartamentul nostru, fiind pe la botanica pe acolo, apartamentul care îl încherie, e cu geamuri termopane. Am înțeles că cei de la Ciocana au auzit explozii chiar în Chișinău, în data de 24 dimineață. Dar pe mine a sunat tata. Pentru că ei au auzit. Pentru că eu au auzit. Deci, distanța de la satul nostru până la regiunea Odessa, în general, până la orașul Odessa, dacă să iei așa pe de-a drept, sunt vreo 60 de kilometri. 50-60 de kilometri. Într-o parte, în altă parte, la distanță de 100 de kilometri, dacă să iei tot așa pe, dar da, dreptul Ismailul, cetatea albă încolo. Și toată povestea asta s-a auzit. Era dimineață, liniște, știi cum la țară, e liniște mortală, nu s-aude nimic decât dacă latru un câine sau sau un cucur. Da, da, da. Și el a auzit exploziile cele. Și eu când m-am trezit, da. Noi când ne-am trezit, am aflat că totuși... Dar eu cu o lună înainte de asta, Dar până a începe războiul ăsta, dar vreo două luni tot se vorbea intens. Iaca-te, iacat, el urmează să înceapă, iaca-te, ia iacat, și ea în jurul Ucrainei. Iaca-iaca, iaca-iaca, da, da, și pe urmă, când s-au anunțat, când rușii au anunțat că noi retragem trupele din jurul Ucrainei, eu am zis că băieții ăștia în două, trei zile înșepsătași. Și așa, așa a fost. Partener general OTP Bank Uite, eu vreau să te gând un subiect. Mm -hmm. Eu te cunosc, noi chiar ne cunoaștem de vreo 10 ani. Atunci ne-am cu un an, noi ne-am întâlnit pe coridoarele Academiei de Arte, noi am avut cumva aceleași cercuri de, în care ne-am învărtit în tinereța noastră. Nu că unul suntem tineri, dar da, altul suntem, da, e altul vorbea de. Atunci când ai cunoscut-o pe Gatinga, când de zic și eu, Katinka, pentru că așa ai zici tu. Da. Dar ea, de fapt, sau. e Caterina. E Caterina, da. Atunci când ai cunoscut-o pe ea, pe Facebook-ul tău, apăreau foarte des poze cu ea sau cu tine împreună, în care tu o lăudai. Și o înțelegem, băiatul, este îndrăgostit. Când am lăudat-o? Asta la început. E frumoasă. Ai, spus, <laughs> ai făcut asta, eu-ți-am minte, țin minte. Voi uh, vă cunoașteți de câți ani? Deci sunt, Oleg, vreo nouă ori, tot sunt. Cum ai cunoscut-o? Uh, cum am cunoscut-o? Uh, deci noi ne, ne învârteam la un cerc de cânt ce era. Și așa s-au început să, să legi niște relații. Și ne-am îndrăgostit. Și uite, de nouă ani suntem împreună și nu mai trezim acum să ne întrebăm, da, cine ne legat pe noi. Și vă legat pe voi. că nu știu cine e legat. Nu știu cine e legat. Probabil Catinca vine dintr-o dinastie de, de, oameni intelectuali. Deci, Catinca nu a stat sub combine. <gri> <gri> eu, între timp, cum spuneam, că facultatea asta, dincolo de fapt cum am învățat o meserie, eu am început să consumă altceva. Și că de 9 ani, eu consider că, dincolo de sentimentele pe care le avem unul față de altul, deja, știi cum, ne maturizăm. Și vreți să faci o nuntă. Și vrem să facem o nuntă. Mai, dacă să vorbim despre, despre relația mea cu Catinca, noi am discutat la capitolul ăsta și noi am ajuns la concluzia că cea mai mare artă, totuși, e să conviețuiești cu cineva. Pentru că caracterele sunt diferite. Mă rog. Deci trebuie să te înveți cu răbdărica. Deci să rabzi anumite capricii. Eu, de exemplu, ca te foarte bine, cu mine e foarte greu de trăit. Deci eu nu sunt client, și care permanent apare cu... Eu sunt un om complicat. Și ea tot nu e simplă. Și noi ne completăm unul pe altul. Deci asta e rețeta de succes. Eu nu știu dacă relația noastră este <laughs> foarte sănătoasă. În și sensul are care... nevoie, da. Da, eu nu știu dacă, dacă noi trăim așa cum... Dar, de fapt, cine dracu știe cum trebuie să trăiești? Sau, uh, iarăși, știi cum... Viața reală diferă foarte mult de... Deci, re, relațiile și, și realitățile diferă foarte mult de ceea ce scriu cărțile. E că chiar am trăsnit un în rimă, da, în ferește. Uh, și, na, ciocnim în fiecare zi, ne mai certăm uneori. Mă rog, ca la toată lumea, nu cred că, că lumea trăiește în puf. Toți au probleme. Dar de asta ziceam că arta conviețuirii, după mine, este cea mai grea artă. Trebuie să te jertfiești. Trebuie să-ți asumi niște chestii, da, da, da. Trebuie să renunți la niște momente. Ca să câștigi altele. Ca să câștigi altele, evident. Catinca, uh, A -a, eu, și. Ce... Da. eu nu știu ce spun spunam Dar eu vreau să-ți mulțumesc oricum că tu, pe lângă faptul că mă iubești dacă mă iubești, Mă rabs, asta e foarte important. Vorbești așa ca un înțeleg de vreo 70 de ani. Da, ea pur și simplu pur și simplu știe că în fiecare dimineață cât Hristos și Dumnezeu iese din mine prin trafic, prin ambuteiaj. Eu credem că ești cu minte așa, nu zici nică, Nu, 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 nu. Tocmai de asta aparențele toată societatea în jur. Vreau să deschid aici o paranteză, să le spun oamenilor că am avut, am avut niște, bine, nu foarte multe reclamații, dar la spectacolul Flor de Mină, pe care, apropo, eu vorbisem despre spectacolul ăsta Flor de Mină, că el a avut o soartă foarte grea, s-a montat, o pandemia, pandemia, da. și nu a reușit să-și ia având, având și-a rămas cumva așa, în, și îmi pare foarte rău și țin oamenii să stai cu ochii pe programul Teatrului Luceafru, să intre. Să intre. Sau lasă-mi scrie un mesaj să zic, băi, eu n-am bani, dar vreau foarte tare să ajung la spectacolul ăsta și eu am să ofer o invitație. Să în lumea și să vadă spectacolul ăsta. Dar acum revin la reclamațiile care s-au făcut. Acolo există vreo câteva cuvinte necenzurate. Ele sunt câteva, sunt numărate. Uh, și uh, o doamnă scrie vai, că m-am dus la teatru și acolo se vorbea ca la piața centrală, știi? Era scris, evident, eu nu știu cu și tonalitate sau cu și intonație asta asta, dar, dar, dar citind, da, evident că am interpretat și nu știu ce. Și vreau să zic, dragă doamnă sau alții care consideră că cultura este neapărat limba foarte bine vorbită, cultura îi ulecuță altceva cu totul altceva. Cultura este un simț. După mine, cultura asta e un simț. Uh, cultura, pentru mine, asta e comportament. Uh, și să nu-mi povestească mie acum sau să-mi dă cineva lecții și să-mi spună că uite și își permite el să vorbească cu blea sau să trimat pe cineva sau nu știu și el e om de artă și dita mai nu știu și, și nu știu cum. Și oamenii vorbesc asta în timp ce copiii de la vârsta de 8, 9, 10 ani au acces deschis la TikTok. Dar TikTok-ul, dacă nu ai capacitatea să filtrezi ceea ce se postează acolo, deci copiii ce stau în telefoane pe TikTok și au acces nu la un trimăs sau două, dar au acces la tot amalgamul de, 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 de tâmpieni și de nu știu ce. Și odată și am dat drumul să existe acest trebuie, nu putem să-l să închidem. Dar ce putem face e să ne pregătim copiii să selecteze bănuiesc, da. acest Bine, acest copii, copie, să nu Bănuiesc că da. Bine, eu încă n-am copii. Copiii, După nuntă. Dinere. După nuntă. Tu nu ești sex, probabil, că după nuntă. După nuntă, După nuntă. Tăt. Da. da. Așa se face. Da. Și uh, bănuiesc că da, trebuie să existe discuții despre asta în familie. Părinții trebuie să le povestească cum copilașii nu trebuie să vorbească prostii. În timp și ei, când se sfădesc, îi dă -o la greu. <laughs> să nu repet și aici, auzit. Nu spate. Știi ca și la... Nu mânca lămâie asta. <laughs> Bancul și la genial a maestrului Gheorghe Urschi. Când zis că Petrica, dar și-o zis tatu, iar că nu-i de scară? Și că tata a zis că... Ai spune și-o zis. Și te-a spate? Și că nu. Și că tata nu a zis nimic. A ca, cam, cam, aceeași, poveste. Hai să recomandăm ceva. Ce? Ce? ai spus că ai început să citiești. Da. început să... Spectacolul deja e recomandat. Dă-ne o carte care citești și te-o marcat, îți place, te-o uh... revoluționat în sinea ta și te-o schimbat. Un film. Nu știu dacă neapărat m-au revoluționat sau m a schimbat. Uh, Prepețelile bravului soldat șveic, eu nu știu dacă pronunț corect sau nu, este cartea care mi-a plăcut cel mai mult. Când ai citit din... uh, Nu s-a întâmplat acum. A fost vreo doi ani în urmă, cred că. Ok. Acum, ultimele lecturi au fost... Uh, 21 de piese de teatru. Iis ceva. 21 de piese de teatru. 21 de 21 de piese de teatru înscris în concursul Unitem, concursul Național de Dramaturgie și uh -huh. eu am avut marele noroc să fiu juriu. Și <laughs> am citit 20. Da, cred că astea sunt cele mai recente cele mai recente lecturi ale mele. Vreau cât l-am terminat? Vreo două săptămâni în urmă. Da, la film te uiți? Da. La și film. Dacă să Hai să vorbim despre un film pe care l-am... Sau, na, el nu este neapărat un film, el este un serial și care toată lumea l-a vizionat cu sufletul la gură, Game of Thrones. m a marcat faptul că toate seriile celea, care par trase una după alta, au regizuri diferiți. Da. Și încă o chestie, eu recomand colegilor mei să uite la serialul ăsta și să învețe actorii. Eu în serialul ăsta n-am văzut nici în planul 5, nici în planul 6 un om care pur și simplu nu știe și face și caută acolo. Deci, lupta pentru tron. Asta este. Deci, ce fac oamenii numai ca să se afle la putere? Și cum. Uh, deci, te uiți toate sezoanele, te uiți toate seriile și zici că, băi, ca tipa asta eu, tipa asta, cum o chema, Daineris sau cum dracu mm -hmm. o chema, doamne, eu, am uși pronunț, și îți uh, creștea o ură și o repulsie față de cealaltă... Care a făcut incestul, da? Da, da da, da, da. Uf, doamne... nu a, le amintesc nici eu, dar nu. eu tot m-am uitat la toate da. Și tu ai văzut la urmă când ea, totuși, căpătând puterea asta, o decis totuși să ardă, știi cum? Adică, tehnicile conducătorilor practic nu se schimbă. Asta pe mine m-a învățat finalul, finalul, serialului, că indiferent cine ar veni să-ți spună că la noi nu o să fie așa, noi nu o să facem așa, noi suntem cu totul altfel. Dar până la urmă, la scurt timp, nu trebuie să treacă foarte mult timp, ca să îți dai seama că, de fapt, toate zvechi, și noi <laughs> sunt toți. Am mai avut norocul să... La noi pornit să în Moldova un proiect foarte interesant. Trebuiau să... O fost o tentativă de a dubla filmele în limba română. Și nu așa, pur și simplu, știi, pe două voci, cu... Salut, Sara, salut, Fred, Jembe, cum-i de Dar normal, bine, ca, e normal. N-a scris chiar dublat, dublat, știi, noi am depus un efort să dublăm în limba română niște filme absolut minunate. Și mie mi-a căzut un film tot genial, interstellar. Da. Și eu l-am dublat în română pe Ierou minunat, eu... E ca să știm, de să ne uităm cu alți ochi. Da, dar nu, nu se mai difuzează nicăieri filmele cele. Ele au fost așa, pur și simplu, o tentativă să încerci, să nu știu dar ce. Și... Da, ți-a plăcut? Da, mi-a plăcut experiența. Pentru... Uh, acolo mă duceam din plăcere, pentru că bani erau mega puțini. Foarte puțini. Bănuți plăteau. Bănuți. Mi, mi se pare că pentru de o așa replică... Așa, da. Pentru o replică sau tu aveai, de exemplu, scriptul ăsta în față, și te uitai că uh, îți, îți, taxează, de exemplu, o frază care e alcătuit, care are 4-5 rânduri, tip pe 4 și sunt socotit cu 2 lei și nu știu cât. Dar acolo nu era vorba de pur și simplu, îți spun cum stai după cadru și împribluiești și grăiești Anton și tu repede citești și pe urmă uh, inginerul de sunet ieși tragi, pot? și poți și spune, nu, era lipsing din asta serios, cu, da. cu, emoții, cu, și am blâns acolo în studio, pentru că filmul ăsta după mine tot este unul foarte reușit. Vorbim de, de, da, vorbim de filmele astea care sunt și totodată comerciale, știi? Dar dacă non, vorbim despre filme din astea de artă, o, oh, genialul Forman. Okay. Dacă, dacă, dacă tot vorbim despre dânsul, este fantastic film cu Jim Carrey, în care l-am cunoscut, bine, l-am mai cunoscut și în Eternal Science, sau cum se Aha. numește da, da, filmul da. acela, dar l-am cunoscut și în Omul de pe Lună, un film absolut genial, un Jim Carrey, pe care lumea îl consideră cel mai mare comedian și face un rol acolo de... și filmul constituit fantastic. Uh, să revin un pic la uh, bravul Soldat. Bravul uh, Peripețiile Bravului Soldat Schweig. Eu sper că uh, pronunț corect Uh, scrise de Ieroslav Hasek, așa e scris, dar cum... Sc habar nu contează, cum, nu contează. Acolo e despre război. Și acolo, în cartea asta, atât a râs cu plâns, e vorba despre un soldat care îi dat streacă prin toate tâmpienile care se întâmplă în război. Și uh, are niște învățături foarte faine. Știi? Eu îți spun că aproximativ cu doi ani în urmă am citit romanul ăsta, dar și acum am întipărit în minte anumite replici. De exemplu, cum ar fi discuția eroilor de acolo, știi? Și să zice, mai ales Bravo, soldat șveic, zice că și izmenile luteranilor și a catolicilor, a soldaților luterani și a celor catolici, put la fel până la urmă, știi? Înțelegi despre ce. Și, iarăși, făcând o paralelă cu. indiferent de cine uh, atacă, bine, contează cine atacă și cine pornește, dar se moare și dintr-o parte și din alta, știi, și până la urmă. Mă mor oameni nevinoveți. Și cel mai important e că nu există nicio idee în toată povestea asta. Știi, sunt niște cusături. Uh coață albă. De ce e groasă. A, ți-a plăcut vinul care le băut? Da, e, e bunișor. De la Castel Mimi, o fetească neagră. O! Oh, oh. s lungit nopțele, un film bun, un episod de podcast cu ba, iubita da, prostie. ta. Pe final de episod. <laughs> un mare mulțumesc că ai venit. Dar ne-am mulțumesc Mi -mi că m -ai invitat. Mi se pare că discuția cu tine poate fi atât de diversă. Poți vorbi despre amintiri despre părinți și despre chestii omenești și poți să o iei analitic vorbind. Și cumva lucrurile spuse în termeni Vania, în lui Luvania Băț, dar uh, profunzimea lor trebuie citită printre rânduri. Și eu tare sper că ți asta să -ți reușească. Eu tot sper asta, da, mă rog, na. Atâta timp cât putem sau uh, atâta timp cât avem posibilitate să încercăm, încercăm. Dacă nu o să ne reușească asta... Mai încercăm asta... ceva, nu ne lăsăm... Da, uh, dacă, dacă nu ne reușești, poate asta e și problema noastră. Încă o dată mulțumesc că ai venit. Eu încă o dată mulțumesc că m-ați invitat de și e ca să bem și un de jin. Și să ne relaxăm. Și -a să ne relaxăm, da. Partener general OTP Bank